Sipă de apă în Piatra Neamț. În timp ce compania care administrează rețeaua de apă din județ scumpește facturile cu 22% pe motiv că sunt înregistrate prea multe pierderi, în centrul orașului apa curge în neștire. Și nu naturale, ci șuvoaie de la lucrările pe care societatea le face la magistrală. Imaginile vorbesc de la sine, iar primarul Andrei Carabele atrage un semnal de alarmă cu privire la pierderile pe care pietrenii sunt nevoiți să le suporte. Se duc banii pietrenilor. Suntem în fața Spitalului Județean, unde se lucrează la magistrala de apă și am descoperit un nou izvor abundent. Așa arată rețeaua de apă a orașului nostru. De asta se duc banii pietrenilor. Uitați și dumneavoastră, câtă apă!